Încă din copilărie am fost obișnuit să ne numărăm alunițele, ba chiar mai mult, să devenim superstițioși în legătură cu simbolistica lor. Este alunița semn de noroc sau de boală? Ce știm sigur este că nu există persoană fără alunițe. Cele mai multe dintre ele sunt lezii normale, dar pot exista și alunițe rele. Iar această apreciere o face doar medicul în cadrul unui control de specialitate. Noi stăm de vorbă astăzi cu doamna dr. Dana Pratu, medic specialist dermatolog în cadrul clinicii Derma Beauty. Cum arată alunițele care să ne dea de gândit? Recomandăm tot timpul să facem autoevaluare. Recomandăm pacienților să se privească mai des în oglindă și să vadă dacă au apărut alunițe noi. Majoritatea cancerilor de piele, din păcate, apar de novo, adică din alunițe noi, nu din alunițele acelea vechi pe care le avem noi din copilărie sau eventual cu care ne-am născut. La alunițe trebuie să verificăm dacă și-a schimbat forma, dacă și-a schimbat culoarea, dacă a crescut în dimensiuni în ultimul an sau dacă are mai multe culori în aceeași leziune. Cu cât o aluniță este mai simetrică, mai regulată și mai uniformă ca și nuanță, cel mai probabil aceasta este benignă și nu va pune nicio problemă. Cât este de periculos să îndepărtezi o aluniță? Nu este deloc periculos să scoatem monitorizat în cabinetul dermatologic o aluniță, pentru că excizia propriu-zisă se realizează cu margini de siguranță oncologice, spunem noi. Ceea ce înseamnă că vom tăia inclusiv din țesutul sănătos și vom coase țesutul astfel încât să fim siguri că acolo nu a rămas nimic. Are importanță zona în care se află? Sunt anumite alunițe mai periculoase? La ultimul congres de dermatologie chiar s-a discutat despre faptul că înainte se considera că alunițele din zone precum scalpul, axila sau tălpile sunt considerate periculoase pentru că se pot traumatiza foarte ușor, inclusiv cele de pe față la bărbați care se rad. Și pentru că exista acest risc de traumatism repetat, noi recomandam excizia preventivă. Ei bine, ziua de astăzi nu se mai practică acest lucru pentru că s-a demonstrat totuși că traumatismele, microtraumatismele repetate nu ar impacta așa de mult leziunile melanocitare, așa că preferăm doar să le monitorizăm și să le excizăm doar în cazul în care, din punct de vedere dermatoscopic, prezintă modificări. În ce constă controlul alunițelor? În primul rând, controlul este clinic, este macroscopic, să spunem. Medicul cu experiență deja poate să vadă de la ușă dacă o aluniță este cu probleme sau nu. Însă există și aceste alunițe, spunem noi, atipice, nevi atipici, la care nu ne putem dea seama cu ușurință și avem nevoie de un instrument special, ori de dermatoscopul manual, ori dermatoscopul digital. Ce le recomandați persoanelor care se confruntă cu foarte multe alunițe apărute pe piele? Alunițele sunt prestabilite genetic. Numărul lor este condiționat genetic. O persoană va dezvolta alunițe în funcție de moștenirea pe care o are. Cu toate astea, sunt anumiți factori care contribuie la dezvoltarea și înmulțirea lor și, în primul rând, aș vrea să menționez expunerea la soare. Cu siguranță că vă confruntați cu numeroase mituri legate de alunițe. Puteți să ne elucidați câteva dintre cele mai frecvente? Primul mit cu care mă confrunt și cea mai mare problemă este legată de excizia alunițelor. Pacienții sunt speriați să le scoată din motive care țin de sănătatea lor, gândindu-se că pot agrava problema și că pot face cancer de piele. Deci nu poți face cancer din piele că ai scos o aluniță. O altă problemă este faptul că pacienții nu prea diferențiază între alunițe și alte leziuni ale pielii, papiloame, angioame, keratoze, și aici este o altă problemă pentru că observ foarte multe traumatisme, maltratări ale alunițelor la domiciliu, adică caută pe internet tot felul de soluții naturiste ca să îndepărteze alunițele și vin cu arsuri pentru că s-au dat cu tot felul de rostopască și alte ingrediente de genul ăsta care provoacă dermatite de contact iritative, vin cu arsuri și pot rămâne cu semne permanente, cu hiperpigmentări permanente după astfel de tratamente.